Dezbaterile pe buget sunt în plină desfășurare. Guvernul a stabilit în legea bugetului de stat cote de bani pentru fiecare parlamentar al coaliției în parte. Astfel, fiecare PSD-ist va putea direcționa spre circumscripția sa suma de 500.000 de lei, iar liberalii 635.000 de lei. Colegul meu, Cornel Chitucea, este în direct alături de noi. Ne aduce mai multe detalii din Parlament. Te rog, Cornel, bună ziua! Bună ziua, este în plină dezbatere bugetul final pentru anul 2023, care vă reamintesc că va fi dat sub vot final în data de 15 decembrie, adică joi această săptămână. Pe de altă parte, vedem că sunt potrivit surselor cifre înaintate, vorbim despre 500.000 de lei pentru PSD și 635.000 de lei pentru liberali. Vedem că sunt mai multe opinii din partea oficialilor. Citez, fiecare parlamentar al coaliției va putea să direcționeze banii spre circumscripția pe care o reprezintă în valoare maximă de 100.000 de euro. Vă reamintesc totodată că votul final va fi dat joi pe 15 decembrie, iar în acest moment fiecare ministru își susține ședința pentru bugetul final.